În perioada 15-25 noiembrie, la nivel național, polițiștii rutieri desfășoară ample acțiuni de verificare a stării tehnice a autoturismelor aflate în trafic. Mai multe echipaje și câțiva reprezentanți ai Registrului Auto Român, filiala Giurgiu, au ieșit la pândă astăzi, chiar în intersecția de la Ghimpați. Facem un control cu dânsii de la Registrul Auto Român. Unde mergeți? La București. Aveți toate actele? Da, tot este regulă. Și autoturismul este verificat? Aveți toate? Este verificat, tot este regulă, nu e nicio problemă. Anvelopele de iarnă? Sunt cât de cât reușite. Oamenii legii au oprit circa 80 de șoferi. Au fost verificate motorul autoturismului, mecanismul de direcție, sistemele de frânare, iluminare și cele de semnalizare. Agent principal Mihai, documentele. Efectuăm un control împreună cu lucrător din cadrul Registrului Auto Român. O verificare tehnică. Nici o problemă. Actele în regulă? Normal. Dacă circul zi de zi. Și anvelope de iarnă? Și anvelope, puteți să verificați. Cum vi se pare această acțiune a polițiștilor? Da, binevenită. Unde mergi? La București. Aveți toate actele în regulă? Da, da. Cum vi se pare această acțiune a polițiștilor? V-a speriat? Surprinzător, nu m-a speriat, dar eram curios din ce cauză, motiv. V-au verificat și starea mașinii? Da, mi s-a spus. Aveți cauciucuri de iarnă? Am de iarnă, să pot verifica. Imediat asta. Așteptați să dați nasunat cu poliția? Da, în fiecare zi. Da. Ați obișnuit. Păi aici sunt cele mai dese controle pe traseu acesta. Furgon, trei locuri care le are și să vedem instalația electrică, de șters parbrizul. Conducătorii auto, mare majoritate, au pregătite autovehiculele privind starea tehnică, ocazie cu care le se aduc la cunoștință despre ordonanța de guvern numărul 5 cu privire la echiparea autovehicul cu anvelope de iarnă. Au fost verificate 24 de autovehicule. Nu s-au constatat defecțiuni care să pună în pericol siguranța circulației. Astfel de acțiuni au loc în fiecare lună cu precădere la începutul lunii noiembrie, cu atât mai mult cu cât șoferii sunt obligați să aibă montate anvelope de iarnă și un echipament corespunzător.